make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod de Champions League cu Real Madrid. În sferturile acestei competiții, trofeului suprem din Europa, ne întâlnim împotriva lui PSG și vrem să batem normal, dar să facem și echipa game plan. Avem formația noastră clasică 4-2-3-1, să intre James Rodriguez și poate chiar și Sami Khedira. Așa, Rodriguez și Khedira în locul lui Kroos. Eu l-aș prefera pe Modric schimbat cu Khedira, să avem doi mijlocași din fața apărării neamți și pe Jesse Rodriguez să-l băgăm, poate cine știe, în locul lui Benzema. De ce nu și Keylor Navas să intre, doar nu l-am luat degeaba. Casillas oricum a apărat destule meciuri în Champions League, oricum 100% dacă nu se va accidenta va prinde finala Ligii Campionilor. Arbitrul fără startul meciului dintre noi și Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain care sezonul trecut a ajuns până în sferturi, la fel ca și acum 2 ani. Acum 2 ani a fost terminată de Barcelona după 2-2 și 1-1, iar sezonul trecut a fost terminată de Chelsea. Ramos acolo s-a înțeles cu Navas, până la urmă a respins Ramos. Șut blocat Ibrahimović, foarte bine Keylor Navas, fostul portar al lui Sociedad, a fost la post aici, pasă pentru Cristiano Ronaldo, este nevoit să urmărească acest balon, nu a fost un loc de linie, din păcate. David Luiz, acolo fostul fundaș al lui Chelsea, luat pe 50 de milioane de euro, cel mai spectaculos transfer din punct de vedere a unui fundaș din istoria fotbalului. Pasă pentru Jesse Rodriguez, tânărul Jesse Rodriguez nu reușește să facă nimic în fața lui David Silva, lui Thiago Silva. Am făcut pressing acolo la David Luiz, dar nu am reușit să recuperăm. Chelsea l-a mai achiziționat în acest nou sezon și pe Ioan Cabai, luat de la Newcastle, dacă nu știu, pe 20 de milioane de euro sau chiar nu mai știu, cam așa ceva, de la Newcastle luat și acest francez. Cristiano Ronaldo, uite că urcă James, dar îl preferă pe Toni Kroos. Kroos 1-1 cu David Luiz, foarte frumos trece Toni Kroos și intrează bine Toni Kroos, respinge acolo fundașul lui PSG și iată-l pe Ioan Cabai, Thiago Silva, brazilianul care a făcut echipă destul de bună cu Thiago Silva și la Naționala Braziliei, colegi și la Naționala Braziliei în centrul apărării, unul dintre cei mai buni fundași centrali din lume, acești doi fundași, cu toate că au luat atunci, că nu a putut apăra defensiva Braziliei și atunci a luat fostul portar al Braziliei care s-a retras la Națională. Am și uitat cum îl cheamă, dacă s-a și retras, Julio Cezar a luat 7 goluri de la Brazilia. Pasă pentru Edinson Cavani, acolo offside surprins, am impresia, dar oricum a ieșit balul în out. Recuperează Ronaldo în fața lui David Luiz, Ronaldo putea să paseze, preferă șutul de penalti. Ce port, ai de capul meu, ce vierme autoctonie e acest arbitru și iată ce se poate întâmpla din această greșeală mare, nu e bine, nu! Ibrahimović îl execută pe Keylor Navas la această aventură, se avântă Navas și este imediat executat taxal această greșeală de Ibrahimović. Nu se poate, arbitrul ne-a mâncat meciul, această fază ne-a ruinat, priviți contraatacul din două pase simple al lui PSG, dar era penalti clar la faza aceea. Ce a făcut aici arbitrul? A dormit, nici măcar asistentul n-a dat nimic. Și 1-0 pentru Paris Saint-Germain. Wow, greu. Suntem în dificultate, suntem conduși chiar pe terenul nostru. 1-0 și se termină și prima repriză. Sperăm ca la a doua repriză să nu mai irosim toate ocaziile și să nu mai fim atât de egoiști cu unii jucători. Gerrit imediat învăluit acolo, este de Jesse Rodriguez, atacantul vine în flancul drept, Jesse Rodriguez intrează, balonul este respins, a făcut un pressing dar nu a recuperat, în păcate. Ioan Cabai, Cavani, foarte frumos, recuperează Pepe, Bale, excelent pentru Jesse Rodriguez, învăluise Bale, îl vede bine pe Ronaldo, Ronaldo, gol! Cristiano Ronaldo!
Ronaldo reușește să marcheze. Este 1-1, egalează starul nostru portughez, eroul lui Real Madrid, eroul Spaniei. Încă o dată Cristiano Ronaldo. Iată de unde a pornit faza, de la recuperarea lui Pepe. Foarte bine au mers pasele. Se aștepta aici o pasă către Gareth Bale, dar foarte bine a văzut Hesse pe Ronaldo. Preluare excelentă, șut din prima cu latul simplu, l-a executat acolo pe Salvador Sirigu, rezerva la Naționala Italiei lui Gigi Buffon. Oh, și avem 1-1, în sfârșit am egalat. Eu sper ca să terminăm acest meci cu o victorie, de ce nu? Oh, ce călcâi, l-a executat Craci acolo, o pasă pentru Gareth de această dată. Bale foarte frumos, Gareth în poziție centrală, Bale, oh, Ronaldo, luat de capul meu, gol! Dublă pentru Ronaldo. Rămas acolo cu poarta aproape goală, a îndeplinit doar o formalitate Cristiano Ronaldo. Balonul i-a fost deviat în picior din șutul lui Gareth Bale. Capitanul nostru face o dublă atât de rapid cu care ne aduce în avantajul meciului. Ce jucător avem la Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Iată șutul lui Gareth Bale, ia uitați, mingea în picior. Ronaldo, vă spuneam că a avut de îndeplinit doar o simplă formalitate. Este 2-1, răsturnare incredibilă de meci în repriza a doua, două goluri marcate atât de repede, o altilerie de goluri, nu știu cum să spun, o avalanșă de goluri. Să vedem totuși pe Lucas Moura, brazilianul, în duel cu compatriotul său Marcelo, a reușit un gol superb împotriva lui Schalke în optim. Iată acum pe Toni Kroos, excelent, pasează la Ronaldo. Ronaldo, golasto! Porții, Cristiano Ronaldo, meciul vieții pentru el și pentru noi. Cristiano, ce gol, 3-1, incredibil, 3 goluri ale sale care ne aduce cu 2 goluri avans după ce am fost conduși cu 1-0, răsturnare de meci, am întors, incredibil scorul. Aici iată și pasa de geniu a lui Toni Kroos care este pusă în practică, iar șutul de super talent al lui Ronaldo în vicul porții trimite acolo portughezul, un gol de toată frumusețea cu care reușim să avem două goluri avans și suntem cât mai aproape de un meci foarte ușor în deplasare pe terenul celor de la PSG. PSG se pare că nu sunt aproape să rupă blestemul de a termina numai în sferturile Ligii Campionilor. Asemenea, pe Ronaldo acum încearcă o pasă de gol de această dată pentru Hesse Rodriguez, dar balonul a fost respins către Ezequiel Aveții. Acest Ezequiel Aveții a fost transformat din rezervă la Naționala Argentinei în titular la Naționala Argentinei. Ce pasă și gol! 4-1 marchează și James Rodriguez, numerele 7 și 10 a marcat pentru noi în acest meci. James Rodriguez îl execută Salvador Sirigu. A luat 4 goluri într-o singură repriză de la noi și în prima repriză n-a luat nici măcar un gol. Ce pasă totuși dă acolo Hesse Rodriguez, a fost el cu pasa de geniu pentru James Rodriguez, un călcâi superb, iar împingătorul vârfului James Rodriguez l-a executat acolo fără probleme pe Sirigu. Cristiano Ronaldo, o nouă pasă excelentă de această dată pentru Hesse Rodriguez, care nu este sprijinit, nu trebuie să piardă mingea, însă o face totuși între doi adversari acolo, cred că era și Matuidi lângă Thiago Silva, adică celălalt adversar, da, el era, Blasi Matuidi, jucător de Naționala Franței. Oh, Ronaldo, cât pe ce acolo să-l secere pe David Luiz. Suntem pe finalul meciului, meci foarte spectaculos, cel mai spectaculos meci de-al nostru de până acum, care suntem pe cale să-l câștigăm. Este Keylor Navas, foarte bine și respinge, 4 minute de prelungire arătate. Ia să vedem probabil ultima fază a meciului cu Ronaldo în prim plan, Cristiano Ronaldo. Ronaldo trage o scăriță în bară. Oh, dacă ar fi dat 4 goluri în acest meci, ar fi fost un meci total paranoic, după altă planetă, un meci galactic. Dar și așa, 4 goluri într-o repriză și am revenit de la 1-0. Cât moral să ai, cât ambiție să ai, mai ales Cristiano Ronaldo, este meciul lui, acest meci care ne-a salvat, practic. Nu știu dacă merge să vedem golgheteri în Liga Campionilor, oricum Ronaldo este clar printre ei și poate pe primul loc. 4-1 în tur, vom avea o meci foarte ușoară, misiune ușoară în retur la Paris. Au 3 goluri de recuperat, va fi foarte, foarte greu.
Ronaldo a avut nota 8, dacă nu mă înșel, sau 9, 9 a avut Ronaldo, o notă foarte bună și care o merită omul meciului de altfel. Iată rezultatele din tur: 1-0 Londra, adică Arsenal cu Juventus, 4-1 noi cu PSG, Barcelona câștigă și ea 2-0 în fața lui Benfica, iar Bayern München 1-0 în fața lui Bayern Leverkusen pe terenul lui Leverkusen. Și iată și acest retur care urmează, vom pregăti o echipă mult mai slabă pentru că ne permite să spunem, trebuie să intre totuși jucători care nu au jucat și anume Ilar Amendi, ba chiar Arveloa, de ce nu Nacho, Coentrao, cum să joace un portughez ca mare Coentrao, Coentrao în locul lui Marcelo, pentru că acolo intră, așa Marcelo, nu neapărat să-l băgăm și pe Varan, dar hai să lăsăm pe Varan. Uite, îl băgăm și pe al treilea portar al nostru, Pacheto, sau cum l-o chema. Cine mai este de intrat? Nacho, n-ai să-l mai bași pe Nacho. Nu, hai să nu exagerăm chiar atât de mult. Hai să-l băgăm pe Benzema și de ce nu? Cam atât, asta, echipa aceasta o lăsăm. Deținut minte, Gareth Bale și Ronaldo sunt singuri jucători care nu au fost schimbați din echipa noastră niciodată până acum. Iată că meciul începe, returul care nu înseamnă atât de multe pentru noi, deoarece am arătat forța noastră în tur, jocul nostru spectaculos, total ofensiv. Sami Khedira, o pasă foarte bună pentru Ronaldo, noi totuși atacăm Ronaldo, Benzema, gol! 1-0, deja este 1-0. Ce fază, reușim încă din startul meciului, incredibil ce se întâmplă cu PSG, este 5-1 la general, iată pasa lui Sami Khedira, un fel de tiki-taka a reușit aici, o diagonal foarte, un L creat de jucătorii noștri, foarte bine a transformat și Karim Benzema din pasa lui Cristiano Ronaldo. Deja este 1-0 încă din minutul, să zicem minut, este minutul 6. Îi așteaptă un masacru, un măcel pe cei de la Paris Saint-Germain, poate să ne facă față, cine știe, pe apărare, adică să arate și ceva, în rest nu prea văd mare lucru, mare speranță. Ronaldo, însă iată ce atac avem, Cristiano pentru Benzema, Karim Benzema, haide că nici acum nu dă penalti, deci n-a dat la faza aia atunci cu Ronaldo când au dat gol parizienii, dar la o fază ca asta arbitrul nu avea cum să dea penalti, prea de tot arbitrul ăsta. O centrare la a doua bară, acolo trebuia să ajungă balonul, Sirigu reține. Excelentă pasă pentru Cristiano Ronaldo, gol! Nu se poate, n-a fost gol din păcate. Cristiano Ronaldo a fost sigur pe execuția sa, dar totuși a mers cam mult. Noi am fi vrut aici o scăriță, mai ales Mâță își dorește mult asta, mai ales, i-a făcut poftă Ibrahimovic cu acel lob splendid. Vom avea probabil șansa, dacă nu în Champions League, poate în alte competiții, în alte serii de la acest joc. Aoleu, nu se poate, cum l-au secerat acolo pe Ilar Amendi și șut care se duce mult, pentru că poartă mai mult, să spunem că a fost o pasă. Ronaldo foarte frumos trece, Ronaldo trage alături de poarta lui Sirigu, puțin pe lângă poartă, Cristiano Ronaldo ia atâtea faze pe cont propriu, vrea să dea gol întotdeauna la orice fază mare Ronaldo, dar a arătat că atunci când trebuie să paseze o face. Acolo a fost doborât, un joc lăsat liber de arbitru, un joc lăsat liber în care eu tragem, șut blocat. Hai Rodriguez. Rodriguez nu a recuperat foarte bine acolo, balon offside la, nu a fost offside la Benzema, incredibil, nu a fost offside, de-aia am și dat atât de slab. Pasă pentru Ibrahimovic, în careul nostru acolo, suedezul trage pe lângă poartă, a fost la veții, să vedem, da, Cavani a pasat pentru la veții, ce stop a făcut acolo argentinianul, care a tras însă pe lângă poartă apărată de Pacheto, al treilea portar al nostru, băcat și el în acest meci pentru a juca. Cât de frumos a trecut acolo Arveloa și Gareth, 1-2 cu Benzema însă a fost cam în spate, nu s-a prins de intenția lui Bale. Ibrahimovic, e faul de roșu, spun eu aici. Și da, e roșu, din păcate îi dă roșu lui Pepe, un jucător care joacă foarte, foarte dur și are multe cartonașe de roșii, la fel ca și Sergio Ramos, de altfel, Ramos are chiar mai multe decât Pepe. Jucăm cu un om în minus, tot nu mai contează, e 5-1 la general, 4 goluri avans, minutul 72, câte goluri mai pot da din minutul ăsta cei de la PSG și cu un om în plus.
Asta n-a fost lovitură liberă. Nu știu de ce n-a executat Ibrahimovic din poziția asta. Un executant chiar mult mai bun de lovituri libere, Zlatan Ibrahimovic, era și pe piciorul drept. A bătut un jucător de picior stâng, Thiago Motta. Thiago Motta a jucat și la Barcelona în cariera lui. Șantom acolo, Șantom trage, bară gol, gol frumos marcat de Șantom. Este 1-1 în acest meci și 5-2 la general. Meciul este, de fapt calificarea este jucată, dar gol frumos al lui Șantom. Reușește să marcheze golul egalizator. Iată-l aici, pasa a fost lui Edinson Cavani, cel cu pasa de gol, mai mult o intercepție. Iar portarul nostru, al treilea portar, Pacheto, nu a reușit să facă nimic. Cred că și Castilias, dacă era, nu avea ce să facă la acest șut foarte bine plasat de Șantom. Ce zici, dăm un gol sau vedem ce facem? Bine, ar fi ușor, la fel ca vorbele, să faci și fapte. Haide, Cristiano, oamenii care au acolo, așteaptă Cristiano. Cristiano a centrat, balonul a fost respins. Cred că va fi repunere pentru noi de la margine. Repune acolo Fabio Coentrao, Coentrao reprimește, out pentru Real Madrid. Încă o dată, Coentrao la James Rodriguez, destul de obosit. Centrarea cam în spate lui James Rodriguez, colombianul, vă spuneam, destul de obosit. Șuta lui Arbeloa, blocat acolo Arbeloa și avem tot noi aruncare de la margine. Minutul 89, iată-l pe Gareth Bale, Bale foarte frumos trece, Bale, centrarea lui Bale pentru Cristiano Ronaldo, respins balonul, Idiara Mendy pentru Coentrao, Coentrao trage peste poartă. Probabil pe în ultima fază a meciului, nu se știe, poate vom avea o ocazie în, sau de ce nu un gol în minutele de prelungire, mă refer din partea celor de la PSG. 4 minute de prelungire de altfel a fost arătate, nu găsesc soluția, să spunem, pentru parizieni de a face ceva. Khedira pentru Cristiano Ronaldo, Ronaldo, bară pe finalul meciului, ar fi fost un gol splendid. Reușit de Ronaldo și da, vă spuneam că aceea a fost penultima fază și ultima fază a fost a lui Ronaldo. Ultimul, să spunem, meciul s-a terminat în prim plan cu Ronaldo, ca de obicei. Să vedem notele, Șantom de la PSG a fost un meciul lui cu 7,5 nota sa. Noi am reușit mai departe calificarea semifinale, să vedem cu cine am calificat, cu Arsenal și alte echipe s-au calificat, dar să vedem cu cine am picat, așa va fi mai simplu. Am picat cu Barcelona, wow! Mamă, ar fost frumos o finală cu Barcelona, dar iată că vom avea un El Clasico, o dublă între Real și Barça, chiar în semifinalele Ligii Campionilor. Da, foarte frumos, eu vă aștept cu episodul următor, sper să-l așteptați și voi cu multă, abar n-am ce trebuie să așteptați. Până data viitoare, eu am fost Ultra, rămâneți cu bine și sayonara!